Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții. Am început într-o notă de așa veselă această dimineață, așa cum e normal când ne trezim la prima oră și în jurul nostru sunt oameni veseli, oameni cu un vibe bun, oameni care aduc altceva în viața noastră atunci când îi întâlnim. Nu a fost promo, cine a urmărit ieri dimineață emisiunea, aproape de final, am dezvăluit cine va fi invitatul din această dimineață, dar intenționat am făcut în așa fel încât să nu încarc promo, să vedem separat, să vedem cine urmărește, care dintre telespectatorii noștri fideli urmărește și știu cine e invitatul meu din această dimineață. Până acolo îi spun, până dezvăluim secretul, bună dimineața, Rosi, și mulțumesc că ești alături de mine în această dimineață, ca în fiecare dimineață de altfel. O dimineață specială, aș spune eu, spun cei care citesc în stele că astăzi, 11 ianuarie 2024, e o zi specială. E prima lună nouă din acest an, vine cu schimbări, se pare că renunțăm, din ce spun ei, renunțăm la tragediile trecutului, ne vindecăm, dragii mei, sufletele și plecăm într-o altă lume, într-un alt fel în 2024. Nu cred că o să se întâmple asta, pentru că e an electoral și, după cum bine știți, și invitatul meu râde lângă mine, da, e an electoral, da, să nu uităm asta. Și s-a și ridicat restricția la bunătate, pentru că s-au încheiat sărbătorile de iarnă. Suntem în ianuarie 2024, a trecut până și Sfântul Ion, deci nu mai trebuie să fim buni. Glumesc, îmi doresc să fim buni, îmi doresc să continuăm proiectele din 2023, pentru că mulți dintre noi au avut proiecte foarte frumoase și îmi doresc să le continuăm, nu să începem de fiecare dată de la zero. Alături de mine un om deosebit, un om pe care îl întâlnim pe stradă de multe ori și reușește să ne scoată din starea aceea de amețeală pe care o avem când plecăm așa. Bună dimineața, Mihai! Bună dimineața! Și știi la ce mă refer, da? Da, ne-am întâlnit la sfârșitul anului trecut pe stradă. Aveam așa capul plin de tot felul de gânduri că trebuia să fac o sumedenie de lucruri și Mihai a reușit să mă aducă cu picioarele pe pământ. Mi-a adus zâmbetul pe buze și mi-a schimbat ziua într-o secundă. Păi cu asta ne ocupăm noi, de obicei, oamenii de teatru, să schimbăm un pic ceva în oameni. Chiar dacă nu trebuie neapărat să râdă la teatru, că dacă ar trebui numai să râdă, să vină la teatru numai pentru râs, atunci e tragic, nu-i bine. Dar se schimbă ceva după ce oamenii intră în sala de teatru și văd ce este acolo. Devin mai buni, mai umani. Și asta e un câștig pentru toți. Sala de teatru, scena, totul arată foarte bine la teatru de artă și povesteam teatru de artă din Deva. Am zis că o să rămân la teatru, nu vreau să mă schimb. Da, da, da. Ca să reveni la diftongi, nu? Da, da. Exact. Da. E așa o împletitură frumoasă sufletească, cred că aș spune eu cu cuvintele mele, acolo la Teatru de Artă din Deva, oameni foarte frumoși, și cei de pe scenă, dar și cei care vă calcă pragul. Am văzut și asta spuneam, că îmi doresc să continuăm mulți dintre noi ce am început în 2023, pentru că am văzut în 2023 că dorințele noastre despre care povesteam în 2020, în 2021 mai puțin, în 2022 la știrile pe care le-am făcut cu teatru din Deva, oamenii au început să vină la teatru. S-a creat așa o comunitate foarte frumoasă între iubitorii de teatru și actorii de la teatru.
Oamenii vin la teatru, în primul rând, pentru că le place și aceasta rezultă în urma unor spectacole, unor producții ale noastre care, din punctul meu de vedere, merită să fie văzute. Dacă n-ar merita să fie văzute, n-ar veni la teatru. Dar aici este un schimb de energii care funcționează foarte bine. Apropo de proiecte, proiectele sunt începute de acum 20 de ani de mine la teatru. Deci sunt exact anul ăsta 20 de ani de când am pășit în acest teatru și ambițiile au fost foarte mari. N-are rost să discutăm ce a fost acum 20 de ani, că nu era, era o clădire în mijlocul renovării, cu un morman de moloz în foaier. Dar nu contează, până la urmă lucrurile s-au rezolvat și e un teatru important la ora actuală, un teatru cunoscut în toată România, un teatru care merge la festivaluri internaționale, care are deplasări în străinătate frecvente în fiecare an. Anul trecut am jucat 11 spectacole, chiar 12 spectacole în străinătate peste granițe, atât în vest cât și în est. Și anul ăsta se pare că vom mări aria de reprezentare a Teatrului de Artă din Deva. Un teatru care are cel puțin 10 producții noi pe an, ceea ce îl ridică la statutul de teatru de importanță națională, pentru că teatrele naționale pleacă de la acest număr de producții anual. Și e din ce în ce mai cunoscut. Ceea ce este mai nou, că de un an și ceva, un an și o lună, cred, Teatrul de Artă Deva are o formă nouă, teatrul de s-a revenit la forma de teatru de repertoriu care a avut-o zeci de ani înainte și avem o trupă proprie, o trupă foarte bună, o trupă închegată, care funcționează la parametri înalți. Nu e frumos ce fac, nu cunosc toți actorii, pentru că ai actori și mai noi. Eu am lipsit o perioadă de timp din România. În timpul ăsta tu ți-ai mărit echipa, da. Parte dintre ei am văzut, dar îi salut pe toți cei de acolo, dar o salut pe Roxana, îl salut pe Mișu în mod deosebit, pentru că ei sunt și prietenii mei, la fel și Eugen Pădurean, pentru că cu ei într-adevăr... Da, am ajuns veterani noi ăștia. Da, da, da. Cine mai e dintre... Sunt mulți. Deci trupă nouă, tineri care s-au mutat la noi în oraș. Unul dintre ei, Lorin Presecan, este chiar din Deva, absolvent de UNEATC. Toți sunt absolvenți de UNEATC București. Diana Dănilă, Arman Crișan, Aurelian Culea. Sunt tineri foarte talentați care îi vedeți aproape în toate producțiile noastre. Mâine îi puteți vedea în Gaițele, regia lui Daniel Bucur, un spectacol în care intră toți actorii, aproape toți actorii, și un spectacol care mă bucură să aflu, acum am citit și eu pe Facebook, este sold out. Sold out. Da. S-au vândut toate biletele. E de o chestie foarte așa deosebită. Eu, în momentul în care am intrat azi dimineață pe pagina de la teatru, da, de pe Facebook, dragii mei, acolo găsiți toate informațiile. Dacă vizualizați pagina de Facebook a teatrului, am rămas așa plăcut, impresionată să văd sold out. Gaițele, 100% producție teatru, da, de artă din Deva. Da, toate producțiile noastre sunt 100% producțiile noastre și acest lucru se poate face numai cu oameni și cu finanțare. Dacă nu exista finanțarea și grija pe care Consiliul Județean o are față de cultură, în general, nu față de teatru, și știți foarte bine că eu nu vorbesc gratuit, vorbesc numai adevărul, chiar dacă de multe ori a fost împotriva mea, trebuie să recunoaștem, este o finanțare importantă pe care o primim și datorită ei și condițiilor pe care le avem, putem să dezvoltăm acest teatru. Pentru că e foarte important un teatru care funcționează și care este apreciat,
vorbește foarte mult despre o comunitate, despre în cazul nostru, despre Hunedoara. Că noi nu deservim numai Deva, noi jucăm în tot județul, în toate municipiile din județ, chiar dacă teatrul se află în Deva. Un oraș ajunge la nivelul de oraș atunci când are un teatru funcțional. Până atunci este o comunitate mai puțin importantă. Am înțeles. Da. Haideți să vedem, să urmărim împreună o bucățică din piesa Gaițele. Nu dăm tot din casă, dăm doar o bucățică pe care am găsit-o pe pagina de Facebook, așa cum am spus, a Teatrului de Artă din Deva. Vă rog, Rosi, dacă ești drăguț, hai să urmărim un pic, să vedem ce fac gaițele. Ce de fasoane în familie! Iar cum am ies-o? Mai ies să-mi faci una asta? Lasă, frate, că suntem în familie! Ia uite, se făcuse gaură în cerc, înșela bărbați. Toți bărbații își înșelă nevestele. Parcă pe mine nu mă înșela. Numai noi de câte știu! Da, și acum spuneți, după ce a murit? Dar viața lui! Nebună! Criminale, scoate mâna din geamul tău de peste! Zanfiru! Zanfiru! Iartă-mă că am fost supărat! Mi-a denunțat bolnavă! Tu știi cât te iubesc eu pe tine! Bine faci! Până m-ai prins și m-ai adus aici zăloc! Legat de YouTube în zoale toate ta! Deci mâine, dragii mei, 2 ore din ce am citit eu, da, greșesc. 2 ore și 20. 2 ore și 20 de minute fără pauză. Râdem cu gura până la urechi sau... Nu știu, depinde. E o tragicomedie la bază. Râdem, plângem, ne gândim unde greșim, că ăsta e rolul teatrului, să pună întrebări. Omul când iese de acolo să-și pune... niște întrebări. Dacă spectatorul își pune întrebări în momentul când părăsește sala de spectacol, înseamnă că noi ne-am atins obiectivul. E o piesă clasică, o piesă care orice teatru important trebuie să o aibă în repertoriu. Noi râdem, ca și la Caragiale, dar dacă stai să te gândești foarte bine, nu prea ai de râs. 2024, an electoral. E specific românilor. Da, facem haz de necas, hai să spunem așa. Piesa a avut premiera în 2023. Da. În ce lună mai știi? În decembrie. În decembrie. Da. Știe tot. Nu-l putem. Și eu vă spun că am copiat greșit data. Eu am reținut că 19 ianuarie, dar e în 12 ianuarie, în 14 februarie. Sunt muștele. Așa, dar știe tot, nu, în 14 februarie iară sunt gaițele. Sunt gaițele la Brad sau la Hunedoara? Și la Brad și la Hunedoara, da, da. Cei care iubesc teatru, dragii mei, și iubesc actorii teatrului din Deva, îi pot vedea și la Brad, la Cinema Zarand, și la Hunedoara, la Casa de Cultură. Da. Eu îi zic teatru, că teatru. Așa și construită și arată ca un teatru, un fel de Bolșoi așa în miniatură. Se zice, da. Seamănă așa foarte se mult. Seamănă foarte mult cu Bolșoi și pentru mine este un teatru. Colega mea, fac o paranteză, colega mea Nicol Ebner, care a crescut în Hunedoara, spune mereu că arhitectura e creată în stil rusesc, să spunem așa. Da, e arhitectură de teatru de tip grecesc, nu are legătură cu arhitectura că au copiat și rușii fațada templului grecesc clasic. De fapt, toată lumea folosește acest triunghi și acele coloane pentru instituții de cultură, nu neapărat teatru, că sunt și
foarte multe atenee care au împrumutat de la greci. Noi foarte multe am împrumutat de la greci. Suntem la bază tributari culturii grecești și romane în tot ceea ce suntem noi. E foarte frumoasă clădirea din Deva. Mereu discutăm... E alt stil. Da. Clădirea din Deva este construită în 1911. Stilul este secesion, secesion vienez, care ține de Art Nouveau-ul epocii respective. O clădire foarte specifică, importantă, pentru că în România nu există genul ăsta de arhitectură cum este Teatrul de Artă din Deva. O construcție tubulară specială cu cupolă și cupoletă ca Ateneul din București, care favorizează o acustică de excepție. El este gândit foarte bine, doi arhitecți care au lucrat în toată Europa făcând sinagogi și săli de concerte și foarte bine pregătiți. Iar din punctul meu de vedere este o capodoperă, Teatrul de Artă din Deva. E foarte frumoasă clădirea, dragii mei, e, într-adevăr îți atrage atenția. Mie îmi place, am crezut că doar eu admir de fiecare dată când trec pe acolo și exteriorul, dar și interiorul arată foarte bine și te simți relaxat și parcă intri într-o altă lume și mi-aduc aminte de teatru din Iași, pentru că eram foarte mică când am intrat în teatru din Iași și mereu am rămas cu acea imagine pe care o cauți, copil fiind în tineret. Da, am mai avut ocazia, eu sunt născută la Sebeș, în zona noastră Sebeș-Alba nu avem sau nu aveam în copilăria mea, nici nu știu dacă există la momentul ăsta vreo sală care să se compare cu așa ceva. No. Eu ce am văzut prin prisma meseriei de la această oră, jurnalist fiind, eu n-am văzut o sală atât de frumoasă cu mare teatru din Deva și vorbim așa, de jur împrejur. Cred că între Timișoara și Cluj există altceva asemănător? Nu. Nu există. Nu există. Și eu zic, nu sunt, nu greșesc. Nu, e clar. Ne salutăm telespectatorii, salutăm pe cei care sunt alături de noi cam fiecare dimineață. O salutăm pe doamna Adriana Furcă și îi mulțumim că e alături de noi. Adrian Mureșan ne spune bună dimineața de la Hunedoara. Bălan Cătălin, bună dimineața, zi frumoasă. Primim felicitări pentru frumoasa emisiune. Mulțumesc, domnule Mureșan. O salutăm pe Daniela Enea, să uite la emisiune și ne și salută, ne spune bună dimineața. Mulțumim, Daniela. Vă doresc o zi minunată, dragii mei. Nu poate fi decât așa, pentru că o începeți cu noi. Nu rămânem, nu plecăm din 2023. Vreau să-l rog pe domnul director să ne spună care a fost cea mai mare realizare a anului 2023. Odată ca director de teatru și odată ca om. Trebuia să fie, există ceva marcant și să puteți spune 2023 pentru mine, din punct de vedere actoricesc, acest lucru a fost cea mai mare realizare a anului, să spunem. E greu, sunt foarte multe la care mă gândesc acum, dar pentru mine, atât ca regizor, ca om, cât și ca manager de teatru, cea mai realizare a fost consolidarea unei echipe în Teatrul de Artă Deva, care funcționează, o echipe unite, o echipă funcțională, mă refer nu numai la actori, regizori, scenografi, dar și la personalul tehnic de specialitate, pentru că nu pot funcționa unii fără ceilalți și când ai echipă poți merge mai departe la proiecte importante și anul ăsta avem foarte multe proiecte importante, cum ar veni trecem la etape superioare. Anul trecut ați mers de foarte multe ori în Moldova. Mai mult, am fost și în Moldova, dar cele mai multe spectacole le-am avut în Germania. Am avut 8 spectacole în Germania, în orașe importante, München, Frankfurt, Stuttgart, Heidelberg.
Iar publicul de acolo ne așteaptă și anul acesta cu mare drag, am primit chiar semnale și invitații. În luna mai vom merge cu cel puțin 12 spectacole, dacă totul funcționează bine. Nu știm exact numărul de spectacole, dar cu siguranță vom merge sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie în Germania, dar asta vom merge cu spectacole de și pentru copii și pentru adulți. Iar spectacolele noastre din Germania au ajuns să fie un eveniment local. La primul spectacol, prima apariție a noastră pe scenele din Germania, a fost un număr relativ de spectatori, acum numărul s-a triplat. Deja imediat când apare Teatrul de Artă din Deva, se vând toate biletele, ceea ce ne bucură foarte tare. Da, e mare lucru. Acum am povestit și cu Roxana. Eu am fost plecată, am spus, în momentul în care ai ceva de acasă, mai ales românii care sunt în Germania și sunt stabiliți acolo, e clar că e hrană pentru suflet ceea ce oamenii de aici din Deva duc acolo, pentru că odată că e un motiv să se întâlnească, ei socializează între ei, cu ocazia unui astfel de spectacol, românii din, probabil din mai multe zone, vin și se întâlnesc într-unul din orașele mari. Sunt foarte Germania. Mulți români, deci nici n-am crezut că sunt atât de mulți. Sunt zeci de mii în orașele din Germania. Și numărul lor e în creștere, pentru că ei au făcut copii acolo. Da, corect. Iar copiii au nevoie de limba română și cultură românească, corect, pentru a nu se deznaționaliza. A spus că s-a terminat cu bunătatea, a trecut Sfântul Ion, da? Nu pot să-mi permit să fiu puțin, nu rău, dar măcar obiectiv. Aș vrea să fiu obiectiv. Diferența dintre ce am făcut noi în Germania și alte trupe de teatru care vin și alte evenimente care se întâmplă acolo este că noi am făcut-o la un nivel profesionist. În general, deplasările altora în Germania sunt cu spectacole fără decor sau cu decor minimal sau în câteva personaje. Noi n-am renunțat, am mers cu spectacole mari, cu decorul complet, cu oamenii au fost foarte mirați să vadă că poate exista așa ceva și se poate. Uite că se poate. Pentru noi este un efort, dar un efort care este răsplătit cu foarte multe aplauze, ceea ce ne bucură și ne satisface. În toate drumurile pe care ai întâlnit foarte mulți români acolo, cu siguranță a rămas ceva, ceva care a impresionat omul Mihai Panaitescu, dintre românii care trăiesc acum dincolo. E clar că ceva a fost acolo în suflet, pentru că altfel nu ați fi continuat să... Că nu e ușor. Nu e ușor să pleci din țară cu decoruri, bani, cheltuieli, o grămadă de chestii. Trebuie să înțelegem că astea nu ne urcăm în mașină și plecăm. E o oboseală foarte mare. Jucând în fiecare zi, exact. Pleci, iar montezi, iar joci, iar pleci, iar... Schimbi locația, orașul, da. Nu ești pe drum, nimeni nu vorbește românește decât în momentul în care joci și atunci cele o oră jumate, două ore acolo, restul se vorbesc alte limbi, că până la urmă e destul de... Nu înțelegem, pleci în Germania, vorbești germana. Nu e chiar așa. Din fericire, în Germania, pe să nu te duci, găsești câte un român, la orice restaurant e un chelner român. Credeți-mă, sunt foarte mulți și nu vreau să zic, dar ca sentiment, m-ați întrebat, să revenim. Da. Deci am avut un feeling după 8 spectacole anul trecut în Germania, că foarte mulți dintre cei, noi rămânem după spectacol și stăm cu oamenii, povestim, exact, facem fotografii, ne facem prieteni pe Facebook, foarte mulți dintre ei ar vrea să întoarcă. Și asta e un lucru bun pentru România, care este depopulată și a avut cea mai drastică scădere de populație după 1990 din țările, hai să le spunem, est-europene, dintre care facem și noi parte. Foarte mulți vor să întoarcă.
deja nivelul de trai din România este cu totul altul față de momentul când au plecat ei. Și lucrurile încep să se egalizeze, să se echilibreze. Diferențele de prețuri nu sunt atât de mari, uneori chiar comparabile. Serviciile sunt mult mai scumpe acolo și foarte mulți au ajuns la concluzia că ar trăi mai bine revenind în România și ocupându-se de afaceri aici sau un job. Ceea ce, din punctul meu de vedere, e un punct câștigat. Un punct câștigat pentru România, pentru că eu sunt român, sunt patriot, țin la țara mea. Nu o ponegresc cum fac alții, din păcate. Așa, și oamenii trebuie să vină, să vină în țara lor să muncească, să nu mai plece copiii noștri, să nu mai plece specialiștii noștri, să stea aici și să muncească pentru țara noastră. Pentru care alții au luptat și au murit. Pentru ca să fim în forma asta. Apropo de Avram Iancu, că... Da, da, eu sunt un admirator al personalității lui Avram Iancu, iar anul ăsta se împlinesc 200 de ani de la nașterea lui și în proiectul nostru există o piesă scrisă special de Ioan Jurcarovina, un critic de teatru și un dramaturg timișorean, pe care intenționăm să o punem în scenă în a doua parte a anului, ca să sărbătorim și noi cum se cuvine această aniversare. Rămânem și la Moldova de peste Prut. Veți continua colaborarea cu Moldova? Da, sigur că da. Noi am început acum 5 ani de zile, 6 ani de zile chiar, colaborarea cu Republica Moldova, iar acum 4 ani de zile am avut un proiect comun, o idee de-a mea, un festival care se numește Unire Subcultură, sau Unire prin Cultură, mă scuzați, în care au venit cei din Republica Moldova, au ținut o săptămână spectacole aici. Noi am fost cu 5 spectacole la Chișinău. Acest festival pe care l-am lansat noi s-au alăturat la un moment dat și cei de la Petroșani și au mers în Republica Moldova. Continuă, bineînțeles, numai că anul acesta eu am o idee puțin lărgită, anul ăsta fiind un an important din toate punctele de vedere, intenționez să revenim la festivalul nostru întrerupt de pandemie, Deva Performing Arts, iar anul acesta să-l dedic Teatrului Internațional în Limba Română. Iar pentru cei curioși, se face teatru în limba română și peste hotare. Și aici nu mă refer neapărat la Voivodina, la Serbia sau la Ungaria, unde există comunități românești, unde să-și fac evenimente culturale în limba română, dar și la Ucraina, la Cernăuți, unde există trupă de teatru. Iar Republica Moldova, cum am spus mai devreme, festivalul axându-se pe acest festival de teatru limba română al celor de afară. Mă rog, pe lângă noi din România. E o încercare, zic eu, interesantă și pentru cei care trăiesc în afara țării și fac teatru limba română, să vină să participe la un festival în România, eu cred că este un lucru important și, cum să spun, finalizează proiectul lor într-un mod fericit. Da, o să fie polul. Știți, Deva e undeva în centrul Transilvaniei. Acum, nu știu, eu sunt singură. Greșesc? Nu, cred. Este mai spre vest, da, dar este importantă că se află între trei centre mari culturale, Timișoara, Cluj, Sibiu. Și în acest spațiu în care se află Deva, foarte mulți ani, cu mulți ani în urmă, a fost un vid cultural. Acest vid cultural de 20 de ani mă chinui împreună cu alți operatori culturali să-l umplem și să ridicăm Deva la nivelul pe care îl merită. Pentru că, să nu uităm, acum 113 ani în teatru din Deva veneau trupe de la Viena, de la Budapesta, fiind chiar un oraș cosmopolit. Lucru pe care sper să revenim odată și să fie la același nivel. Din păcate, o parte din această
tare a epocii s-a pierdut datorită multor ani de comunism, să-i spunem așa, în care s-au preferat alte orientări artistice, dar teatrul nu moare niciodată, să știți, indiferent ce regimuri ar veni și tăvălugul timpului care trece peste această instituție, el revine și renaște de fiecare dată sub diferite forme sau sub forma lui clasică, cum este în cazul nostru. Gândiți-vă că acum 113 ani, pe această scenă, în afară de piese de teatru sau operă, operetă, fiind un teatru construit ca și teatru muzical, să poată fi, care poate găzdui și spectacole de operă și operetă, având fosă pentru orchestră, erau și filme mute, se numea, el a funcționat și sub denumirea de cinematograful Urania, în care erau filmele mute ale vremii, iar oamenii veneau în număr foarte mare să vadă aceste minuni ale tehnicii de pe vremea aia. Filmul care a însemnat enorm de mult pentru umanitate. Da, uite, aflăm noutăți. Asta n-am știut. N-am mai purtat discuții de genul și în direct și în emisiuni înregistrate. Am scris eu despre acest lucru. Cine vrea poate găsi pe pagina mea de Facebook. Iar anul acesta vom avea un eveniment important. În 24 februarie vom celebra cei 113 ani de la primul spectacol și deschiderea oficială a teatrului din Deva, pe vremea se numea Teatrul Orășănesc, în Sinhaz, în limba maghiară, pentru că atunci se folosea limba maghiară, nu exista, nu țineam de regatul României, țineam de Imperiul Austro-Ungar. Iar asta este foarte important, că face parte din istoria noastră, nu putem nega. O să revenim, dragii mei, eu mi-am făcut temele doar pe luna ianuarie, pentru că, dar în cadrul matinalului noi o să ținem legătura și o să venim cu noutăți, cu tot ce se întâmplă la Teatrul din Deva, spectacolele care vor urma să se joace în cozi înainte, sper eu să pot să le, dar sper să fiu suficient de atentă, să nu scap cumva vreun spectacol. Și dacă ne urmăriți la matinal, veți afla în timp util despre toate evenimentele care se vor desfășura în această zonă minunată, o zonă de, nu știu, un fel de a spune altfel, pentru că acolo când satisfacție, nu știu, putem socializa, eu insist pe idee. Confort, pace interioară, da? Asta îți oferă teatru. Asta oferă teatru. Ne întâlnim la teatru. Dialog civilizat. În 2024? La teatru, da. Va rămâne, chiar va dacă rămâne. E an electoral. Da, va rămâne. Poate fi un exemplu pentru mulți. Teatru. Da, e o postare, am văzut-o ieri, știți, aia cu măgarul și cu tigru când se duc la leu, știi? O să-i dăm citire într-o dimineață, mai lăsăm puțin. Am vrut să o postez aseară, dar am zis că poate e o declarație așa prea, acum în plin scandal public între mai multe instituții. Ai văzut paginile de Facebook, toată lumea are o părere. Mai lăsăm un pic, am zis că nu e ok să fac încă postarea, dar o să revin asupra subiectului. Nu știu, va fi un an ciudățel din multe puncte de vedere și da, domnul director are dreptate, probabil că acolo la teatru rămânem din respect, probabil impus de acești oameni, că până la urmă ei e casa lor și ei ne deschid ușile și ne primesc în casa lor și dacă ei sunt atât de deosebiți, mă gândesc că și noi, cei care le călcăm pragul, reușim să păstrăm o puțină decență. Nu știu, vom vedea. Eu cred, dar o să vedem. Da, teatrul este un loc al întâlnirilor până la urmă și în afară de rolul lui de educație, pentru că e foarte important,
el este și un vector în evoluția mentalităților. Pentru că teatrul e tot timpul cu un pas înaintea evenimentelor. Și la teatru se spun foarte multe lucruri. Iar oamenii care înțeleg, apreciază foarte mult. Și e bine oamenii să vină la teatru, pentru că devin mai buni, mai înțelepți, mai umani. Și spre asta trebuie să mergem. Pentru noi ca civilizație, ca comunitate, noi trebuie să evoluăm. Să evoluăm, și atunci teatrul este un element cheie în evoluția noastră și în evoluția tuturor în lumea noastră, a întregii lumi. A întregii lumi. Și eu aștept cu mare drag spectatorii la teatru, mai ales că anul acesta vor fi foarte multe evenimente. Avem proiecte foarte mari, foarte importante, cu regizori internaționali. Încercăm chiar o deschidere mult mai mare a teatrului către lume, cu proiecte legate de țări importante, cum ar fi China, Germania, Grecia. Avem o invitație chiar cu gaițele la Atena, chiar aseară am vorbit, și să găsim o perioadă în care să putem merge și pentru românii din Atena. Pentru că sunt foarte mulți și în Grecia. N-am știut că sunt atât de mulți încât să solicite o piesă de teatru. Sunt român peste tot în lume și să știi că sfințesc locul. Da, despre asta o să mai vorbim, pentru că o să rog pe domnul director să mai vină la noi după fiecare plecare, cumva, uite, facem un pact. După fiecare plecare, când reveniți în țară, mi-ar place să facem câte un matinal și să ne povestiți despre românii de acolo și cum au primit aceste piese de teatru. Da. Ar fi o chestie, nu știu, românii de acasă poate ar începe să înțeleagă pe cei din străinătate și cei din străinătate ar putea să înțeleagă pe cei care sunt în țară. Pentru că s-a creat o oarecare ruptură aici, iar anul ăsta se va întări această ruptură, pentru că o să apară din nou acea discuție între voturile celor din țară și celor din diaspora. Dar o să parcurgem împreună, dragii mei, acest 2024 deosebit și n-o să trecem la piesele pentru copii. Mai am o întrebare foarte delicată. În 2020, în plină an electoral, ați pus în scenă o piesă ceva cu corupția. Comedia corupției. Mi-aduc eu bine aminte. Se va juca în 2024? Deocamdată nu, pentru că distribuția de atunci nu mai există. Deci trebuie alți actori și regizorul să vină să reia spectacolul. E scrisă de un italian, de un sicilian, așa. Și eu când am citit textul, am zis, mă, asta e scrisă de un român, e scrisă de cineva, de unde știe toate? Deci lucrurile se potrivesc atât la ei cât și la noi, fiind foarte apropiați ca temperament, mănușă, da. Și apropo de ce a spus de Germania, de ce nu trimiteți pe cineva sau chiar dumneavoastră să veniți cu noi în turneu și atunci luați interviu direct la românii din Germania și puteți face un reportaj care să fie mult mai complex decât impresiile mele, care sunt absolut subiective. Nu, ne bazăm pe impresiile dumneavoastră. Bună dimineața, Corina! Nu cred că voi primi anul ăsta vreo delegație peste hotare, că va fi mult de lucru aici acasă. Noi, pe lângă matinal, eu sunt și reporter de teren. Păi tocmai de asta. Intrați în echipa noastră și ca reporter de teren. Numai puțin că Rosi mi-a zis ceva, n-am auzit ce mai... Nu vrea să mai repete, dă din mânuță, deci nu rămânem așa, nu vrea să mai îmi spună. Bună dimineața, ne spune Roxana Orșanski. Bună dimineața, Roxi. Noi votăm doar arta. Anul acesta, draga mea, nu vom vota doar arta. Din fericire sau din păcate, o să vedem
la finalul anului o să tragem concluziile. Dar da, uite, eu rămân, aș vrea să cunosc părerea subiectivă a domnului director, a omului până la urmă, Mihai Panaitescu, care întâlnește românii de dincolo de hotare, și am încredere că informațiile o să fie la curat, nu cred eu că sunt subiective. Mai am o întrebare. O scrisoare pierdută. Da, se va juca și anul acesta. Da, sigur, absolut. Se va juca și anul acesta în diferite locații. Încă programul este în curs de alcătuire pentru anul acesta. Deocamdată și noi avem programul decât pe luna ianuarie și începutul lunii februarie. Așteptăm ca toată lumea bugetul și atunci vom vedea și noi care sunt direcțiile. Dar direcțiile știm mai precis. Mult mai precis. Venim și cu date exacte, dragii mei. Da, cu date exacte, da. Rămânem proiecte pentru copii. Știți că duminică dimineața porțile, ușile teatrului se deschid pentru cei mai mici. Da. De piesa Muștele în regia Eugen Pădurean pe 14 ianuarie, dacă nu greșesc, de la ora 10. O piesă adusă, am văzut pe afiș că scrie în colaborare cu Teatrul din Deva și cu Consiliul Județean, avem Rude pierdute în regia lui Mihaela Panaite. Cine e scenograf? Da, aș face o rectivă. Mă rog, scenografia e semnată de mine. Nu, piesa este o mică rectificare, este Teatrul Evreiesc de Stat din București în coproducție cu Teatrul de Artă Deva. Iar Consiliul Județean este ordonatorul principal, cum este și Primăria Capitalei pentru Teatrul Evreiesc de Stat. Este o piesă care a avut premiera cu un an și se joacă foarte mult. O piesă importantă pentru că a sărbătorit o sumă 60 de ani de la crearea statului Israel. O piesă impresionantă din toate punctele de vedere, în care joacă celebra Maya Morgenstern, care este și directoarea teatrului, o piesă care va călători în Europa, cât și în Israel, după ce se vor termina conflictele de acolo, sunt absolut convins, și pe noi ne onorează o colaborare, o coproducție cu un teatru atât de important și cu artiști atât de importanți cum sunt cei de la Teatrul Evreiesc de Stat. O piesă care se joacă și s-a jucat și la Hunedoara, se va juca și la Brad, trebuia să joace și la Petroșani, dar se pare că interesul de acolo este mai scăzut pentru genul ăsta de piese și am renunțat la reprezentarea de la Petroșani. În schimb, la Deva și la Brad este plin, deci sălile vor fi pline. Și mă corectează Roxana, Muștele se joacă ora 11, nu ora 10. Mulțumesc, Roxana, uite. Ea știe cel mai bine. Ea știe cel mai bine, da. Joacă în Muștele. Nu numai că joacă Muștele, ea este mintea exactă, știi, și eu apelez la ea de fiecare dată când îmi trebuie informații exacte. Nu e ușor să fii bogat. În regia Eugen Pădurean. Pădureanu, 26 da. Ianuarie, ora 19, dacă nu greșesc, și din nou regăsim pe Roxana, o piesă de teatru pe care eu am văzut-o când am ieșit de la teatru, la propriu m-au durut mușchii feței, a meritat oboseala, vorba lui Rossi, noi, pe când terminăm noi ziua de muncă, lumea merge la teatru. Da, e o piesă foarte longevivă, o piesă care se joacă de ceva timp cu mare succes. Este o adaptare după Prah, o piesă importantă de teatru contemporan pe care o cunosc oamenii de teatru și mă bucur că e așa. Mă bucur că se joacă, mă bucur că aduce spectatori. Noi avem foarte multe piese care le vom relua la cererea publicului, cum este, de exemplu, Caragiale, O noapte furtunoasă, care cred că, dacă să ne mă corecteze Roxana, cred că e al 6-lea an de când se joacă, așa este?
Cam așa, da, dacă da. Mi-aduc eu bine aminte da. Din ce... Dacă totul merge bine și ne va permite bugetul, vom relua zbor deasupra unui cuib de cuci anul acesta și Duelul pianiștilor, o piesă de Mirel Taloș, domnul președinte de la Institutul Cultural Român, dar nu asta este important, este un dramaturg important, o piesă scrisă după romanul lui Pianul Călător, pianul, povestea unui pian, mă scuzați, roman care a luat un premiu, un premiu important, chiar premiul 1 pentru literatură în România, cred că acum 2 ani, dacă nu mă înșel. Chiar după ce am terminat noi de punere în scenă acestei piese, romanul a fost premiat de către unii scriitorilor, de câte mi-amintesc bine, ceea ce ne bucură pentru că am avut flair. Am montat o piesă care ulterior a fost premiată, romanul respectiv, după care s-a făcut această adaptare, iar anul acesta, în toamnă, o vom relua, pentru că s-a bucurat de mare succes. Acum vom, cu o distribuție nouă, vom reveni la această piesă. Hamlet se va mai relua? Da, sigur că da. Hamlet este în repertoriul nostru, din păcate trebuie să facem o locuire, dar o locuire destul de mică. Probabil că voi reveni eu în rolul tatălui, al mortului, al stafiei, al Hamletului senior, așa, și lucrurile se vor rezolva. Sigur că se va juca. Și pe 24 februarie, pentru că am trecut, să nu uităm, va avea loc 113 ani de... Aprilie. 24 aprilie. 24 aprilie, dar 113 ani de la deschiderea oficială a Teatrului de Artă din Deva, un eveniment pe care a fi marcat de foarte multe. Nu vreau să dezvălui, dar probabil o emisiune ulterioară, mai aproape de eveniment, vom dezvolta acest lucru. Dar este important. Pentru noi este foarte, foarte important permanența acestui teatru și a spațiului istoric în care ne aflăm. Nu mai e foarte mult timp. Păstrăm regula casei. Am vorbit despre proiectele domnului director. Acum, nu se parțial, poate... că sunt parțial. Mult mai multe. Care e cel mai important? Sau, mă rog, cel mai de amploare? Cel mai de amploare ar fi o premieră națională în regia lui Alexander Hauswater, un celebru regizor româno-canadian. De fapt, el l-a montat pe toate scenele din lume, Germania, Canada, Statele Unite, Grecia, Marea Britanie. Va lucra la Deva în luna martie-aprilie, o piesă de Tennessee Williams. Foarte, foarte mare proiect, un proiect care îl facem în coproducție cu Teatrul Ide Sârbu Petroșani. Și sperăm să fie un eveniment de amploare pentru spațiul nostru cultural și nu numai, pentru că încercăm și această piesă să ne deplasăm atât la București, la Teatrul Național, și cât și peste hotare. Germania, Moldova, Atena, Grecia, Republica Moldova. Republica Moldova. Bălți și Chișinău, pentru că noi avem o colaborare, un parteneriat cultural de anul trecut și cu Teatrul Național Vasile Alexandri din Bălți, unde eu am lucrat anul trecut o piesă de Matei Vișniec, Lisistrata, piesă foarte actuală, foarte importantă, foarte adaptată politicului și situației internaționale din jurul nostru sau tot ce se întâmplă în jurul nostru, și am rămas într-o relație foarte bună, am semnat un parteneriat cultural, ei vor veni la noi, noi vom merge, vom juca la ei. E o sală, un teatru foarte mare, un teatru important, al doilea de fapt din Republica Moldova, după Teatrul Național. Și mulțumim! Primim și confirmarea. Fără să am uitat să amintesc Teatrul Satiricus, partenerul nostru de 6 ani de zile, al cărui director și făuritor de teatru, Alexandru Grecu, este prietenul și colegul nostru. Deci, dragii mei, vom avea teatru,
de calitate, vom avea pe toate gusturile comedii, tragico-comedii. Da. Da, ne confirmă Roxana. O noapte furtunoasă a avut premiera în mai 2018, deci împlinim 6 ani de când o jucăm. Deci am zis mulțumim. Bine. Da. Mulțumim, Roxana, și îți mulțumim că ești alături de noi, ca de fiecare dată. Dragii mei, ne apropiem de finalul emisiunii. Tot mai avem 5 minute, tot la teatru rămânem. Te rog, Rosi, să-mi pregătești afișul de ieri dimineață. Acolo la teatru se întâmplă lucruri minunate. Vreau să nu uităm că în zilele de marți, miercuri și joi, pe poarta de la teatru, dacă intrăm, ajungem la etajul 2, se fac înscrieri la, pentru ansamblu folcloric profesionist Drăgan Muntean. Deci să nu uităm că astăzi la ora 18 cineva ne așteaptă acolo să vadă dacă ne pricepem, dacă suntem la grupa începători sau avansați. Nu promit Rosi râde de mine, nu promit că ajung, dar promit să încerc astăzi la ora 18 să vin și eu la înscrieri, să vedem ce se întâmplă, cum se desfășoară trierea făcută de prietenul nostru Cătălin Bălan. Rămânem în zona tradițiilor și așa cum noi suntem români, cum a spus domnul director, iubim tot ce e românește, în ce privește mâncarea, și mergem în piața agroalimentară și nu uităm că acolo găsim produse tradiționale hunedorene, acolo la Bunătăți din Hunedoara, Casa Țurcanu ne garantează că e carne curată, dragii mei, și că produsele sunt de o calitate superioară. Îi mulțumim Biancăi. Vă așteptăm în piața agroalimentară din Deva, la standul Bunătăți din Hunedoara, unde găsim produsele de la Casa Țurcanu. Și mulțumesc, Rosi. Tot sâmbătă seara se întâmplă lucruri în Deva, la Reno, la club, e retro party. Marius Vitan ne duce undeva în anii 80. Dacă urmăriți pagina de Facebook a clubului și a celor doi, al Roxanei și al lui Alin, pe care îi salut, găsiți mici frânturi din piese pe care le vom asculta sâmbătă seara la petrecerea retro. Salut și de-abia apuc să ne întâlnim. Mergem la Reno. Asta mă gândeam. Acum, și să... încerc să-i spun și am încercat să o convinc și pe Corina și colegii mei, Alin, Bianca, Andra, Petronela, Nicol, poate facem gașcă și mergem la... Da, că noi suntem în zona retro. Da, să știi că și actorii mei tineri iubesc muzica asta veche și apreciază. Sunt foarte mulți tineri care apreciază muzica retro. Aici, în zona asta, cred că dispare conflictul dintre generații. Mi-ar plăcea să fac o emisiune cu domnia dumneavoastră pe tema asta, conflictul dintre generații. Bună, facem. Facem? Sigur. Uite, cred că sunteți în măsură să ne spuneți, pentru că stați o perioadă foarte lungă din timp între tineri, actorii foarte tineri, da, care vin de pe băncile digitalizării, să spunem așa, și actorii, nu putem să spunem în vârstă, dar mai oldies. Copți. Așa, mai copți. Și cum reușiți așa? Cum împăcăm aceste două generații? Ar fi o temă de emisiune foarte interesantă. Prin ascendent intelectual. Deja m-a pierdut. O să iau Dexul. O să iau Dexul. Mai am 2-3 invitați pe... mulțumesc, Rosi. Nu pot să vă spun ce a zis. O să iau Dexul. Am mai spus, mai am încă 2-3 invitații așa pe sufletul meu. Spune așa în câteva secunde. Deci tot timpul eu vin cu informații noi, le explic foarte multe chestii, ei fiind foarte curioși, din punctul meu de vedere, fiecare regie, fiecare
etapă a lucrului în regie trebuie să fie o cărămidă în educația lor. Deci nu mai citim text și construim. Construim mai multele, construim și personalitatea acestor tineri. Eu am grijă foarte mare de treaba asta și de fiecare dată le dau niște informații importante care, m-am spus mai devreme, să fie o cărămidă la construcția lor intelectuală și umană. Un actor trebuie să aibă foarte multe calități. Trebuie să aibă carismă, o memorie foarte bună, talent în muzică, inteligență emoțională. Dar care ar fi calitatea de bază pentru, e importantă? Poți să ai o parte din ele, dar care e acea calitate din punctul dumneavoastră de vedere pe care un om ar trebui să o aibă pentru a putea fi actor? Aia e importantă, cea mai importantă. Colegialitatea și faptul să realizeze că nu este singur pe scenă și sunt și alții. Și numai împreună pot realiza un produs finit de calitate. Individualitatea strică tot timpul în teatru. Iar susținerea partenerului este foarte importantă. Actorii buni, actorii mari de calitate susțin partenerii, nu încearcă să iasă în evidență. Deci asta ar fi una dintre calități care mie mi se par foarte importante. Și cred că Roxana e de acord, poate să scrie. Cu siguranță o să scrie spiritul ludic. Mulțumesc, Roxana, ieșim din emisiune. Mulțumesc pentru prezența în emisiune fizică. Mulțumesc, Roxana, că ai fost alături de noi. Mulțumesc tuturor celor care au stat pe parcursul emisiunii alături de noi și cei care ne veți urmări mai târziu pe internet, ca să nu mai spunem restul. Mâine dimineață, alături de mine, aici la Dale Dimineții, domnul profesor Ovidiu Demea. Povestim despre românașul și tinere talente hunedorene. Până mâine dimineață, eu pot doar atât să vă spun. Sunteți minunați și vă iubesc. Dăruiți, dragii mei, mai departe din iubirea voastră.